Prețul Bitcoin se întoarce în jurul pragului de 21.500 de dolari pe unitate, cu o scădere de 2,2% în ultimele 24 de ore. Creșterile din ultima săptămână și distanța de 30% față de minimul de 17.000 de dolari al aurului digital de anul acesta poate indica un bull run similar cu cel din 2020, potrivit analistului cu peste 1,8 milioane de urmăritori pe Twitter, Plan B. Per total, piața cripto arată mai bine comparativ cu luna precedentă. Ethereum are un minus de 2,7% în ultimele 24 de ore, totuși un plus de 12,5% în ultimele 7 zile. Să nu uităm, înainte era pe plus 50%. BNB vine din urmă cu un plus de 2,9% comparativ cu săptămâna trecută, Cardano plus 10%, AVAX plus 6,2%, iar lista poate continua. Poate cea mai interesantă evoluție o vedem la Matic, cu un plus de 10,7% în ultimele 24 de ore, asta după o testare a pragului psihologic de 1 dolar. Mergem acum la Alexandru Hobin cu Crypto Influencer. Salut, Alex, mulțumim Salut. Că ești alături de noi, ca întotdeauna. În primul rând, putem întrebarea clasică, ca să zic așa, putem vedea Bitcoin-ul la un nou all-time high anul acesta și în ce măsură ne mai putem noi ghida după ciclurile trecute, luând în considerare toate evenimentele din ultima vreme? Bun, în primul rând, pentru a face un pronostic de genul acesta ar trebui să ne uităm pe graficul de monthly, care, sincer să fiu, nu arată fantastic, pentru că pe monthly avem o zonă de suport undeva la 18.500, o primă zonă de suport, dar o zonă de suport un pic mai rezistentă e undeva la 14.000 de dolari. Încă nu a atins această zonă, deci nu aș putea să spun cu exactitate dacă ar putea ajunge până la finalul anului. În schimb, pe un termen un pic mai scurt, putem să dăm niște pronosticuri sau niște păreri un pic avizate sau, mă rog, luate din experiența mea, spre exemplu. Ce am văzut în momentul de față și ce observ pe grafic cât și pe footprints este faptul că Bitcoin pur și simplu forțează foarte mult trecerea peste anumite praguri și mă interesează de cele mai multe ori să văd închideri peste zone de weekly. Astăzi este luni. Am văzut o închidere peste zona de 21.500, care era destul de importantă, și închiderea unei lumânări pe weekly peste o astfel de zonă mai probabil să cauzeze roboții de tranzacționare să susțină prețul de 21.500 ca fiind suport. Cât de mult vor susține aceștia, cred că nu depinde de noi. Și dacă mergem un pic mai departe, da? Vorbeam mai devreme de Matic. Care ar fi pragurile cele mai importante acolo, având în vedere că am fost foarte, foarte aproape de a atinge pragul psihologic de 1 dolar pe care nu l-am mai atins de mult? Să luați în considerare faptul că la 1 și 14 pe Matic avem o rezistență foarte, foarte mare. Dacă totuși această rezistență este trecută, un prag pe weekly foarte important, care în mod cert va cauza un sell-off destul de măricel, este 1.35. Deci vă așteptați la o reacție destul de importantă din 1.35. Momentan pe Matic, ia să ne uităm un pic pe weekly, cred că va avea un mic retrace până în zona de 0.62, unde își va continua drumul către 1.35. Adică 1.62 va fi un potențial preț de cumpărare destul de bun și cu o mai mare probabilitate ca acesta să se îndrepte în sus. Și de acolo deschidem shorturile, continuăm distracția. Mulțumim mult de tot, Alex. Mulțumim. Te mai așteptăm.